Statistica europeană arată faptul că unul dintre români nu își permite să iasă la restaurant nici măcar o dată pe lună. Mai grav este că în timpul liber mai mult de jumătate din populație preferă să rămână acasă decât să cheltuie bani pentru o ieșire în oraș. De situație profită însă covrigăriile și fast food-urile care nu duc niciodată lipsă de clienți. România conduce detașat într-o statistică europeană care nu ne face deloc cinste. Peste 56% dintre români nu își permit să aloce bani pentru timpul liber și pentru cheltuielile de relaxare potrivit cifrelor Eurostat. La mare distanță sunt vecinii din Bulgaria și Ungaria. Nu, e vorba de o tradiție, de comoditate, cam așa ceva. Nu credeți neapărat că problema financiară ar fi, adică nu credeți că din cauza banii? Nu. Tineretul merge mai mult, cei mai în vârstă mai puțin, pentru că așa a fost tradiția la români, dar încet, încet o să facă și pasul ăsta. Sunt foarte săraci. Dumneavoastră, de exemplu, preferați mai bine să mâncați acasă, să știți dumneavoastră cum preparați? Mai bine acasă, mănânc ce pot și ce găsesc mai ieftin. Vedeți, prețurile în oraș sunt foarte mari. Foarte mari, scumpi. Toate sunt scumpe. O ceafă de porc care este gătită acasă costă puțin. Aceeași friptură însă la un restaurant în oraș costă de 5 ori mai mult. Pentru această diferență de preț, românii preferă să rămână acasă. Astfel, peste 36% dintre români nu ies la restaurant, cu familia sau cu prietenii nici măcar o dată pe lună. Procentul în care Ungaria este mai mare, dar nu din cauza nivelului de trai, ci a modului de viață. Păi acum nu mai mănâncă oamenii la restaurant, că e scump. Numai că înainte friptura 18 lei, acum e 1,5 milioane, 2. Asta e, preferă să stea acasă. Nu se mai duce cum erau odată barurile pline, cum era orașul. Nu știu, unii care au venit urmari, poate că își permit, nu știu, abar n-am. Nu cunosc problema. Deci dumneavoastră spuneți că preferați să mâncați acasă. Da, desigur. Desigur, acasă. Asta e. Este la fel de costisitor și, până la urmă, știți ce mâncați. Normal, normal. Pe de altă parte, locuitorii din Franța, Marea Britanie sau țările nordice și-au format un adevărat obicei din a mânca în oraș. În România, majoritatea celor care mănâncă în oraș cumpără produse ieftine și de proastă calitate. Bătrânii din România ajung cel mai rar în baruri și restaurante. Tinerii sub 25 de ani, care depind și de banii părinților, sunt următoarea categorie de populație care iese cel mai puțin pentru a mânca sau a bea ceva în afara casei.